Pescuim de zor. Din zor și până în seară. Știi că mi-e dor de un clean de la de râu? Dar să știi că la... Știi ce-i babușloașul la bălțile acolo unde mergem mâine? Ce babuș mari? Acolo, San. La San. Ce babuș mor la ăla? Gagiul ăla? Pune mâna pe Georgică ca să-ți iei mașină mică. Hai, pune mâna pe Georgică ca să-ți iei mașină mică. Da, înghițit de tot ăsta. Răgălia de viu. Ce mă, ăsta e fraged ca lumea. Ce e, domne, oameni? Nu știu, bă, ne zici, dar a fost omul ăsta lângă noi, cred că a auzit că a început să prindem noi așa niște bibuni. Și ce a zis, merge peștele. Experiență. Crezi că e așa, uite ce vine un bibon să se uită la plută. E curios ce e, ăla să... E, vedem, îl filmez. Îl filmez că stă să se uită la plută, din loc. Vrei o muscă? N-am muștele la mine, că îți dă-mi o muscă acum? Uite când se uită la plută. I-a ridicat pluta și se duce la asta. Uf, e altă specie asta. Se uită la plută ca... La plută ca muta la pulă. Uite-l când se uită la plută. Mai ridic, dar nu fuge. Nu știe cum să ia în bără. Da. Dar nu fuge din loc. Ca plută, îi vede mai mare. Deci, asta e mai grasă. Da. Îi umple gura, aia la altă nu. Ăla din mea. Cred că de-aia a venit la plută asta. Ce-o fi zis? Cât a viermile? Pluta asta e mai mare, îmi umple gura, aia ce-a gustat cu vierme. Ăla leapă între dinți, măsări. Să știi, care au încercat la moment mai mare au făcut treabă. Așa că mai bine suge o frută. Bine. Uite cât se uită la aia. Dar știi ce am să fac? Fac o tactică mea veche de demult. Ia-l și... Hai că ăsta e cald. Ăsta e cald. Adică te-ai dat la de îmbrăcație, vezi dacă ai băgat de ieri? Ala e gloabă, bă. Știi ce fac? Fac următoarea tehnică. Ridic plumbul. Pune plumbul la distanță. Ce? Îl pun lângă plută. Mă jucam eu odată, gata. Plumbul lângă plută și acum să vezi jucăria. Să vezi ce mișto, că nu mai vedeai prost nimic. Nu se mai ducea la fund acum. Nu, coboară ușor, lent, nici nu mă grăbesc. S-a agățat pe deasupra. Nu e. Ia-l și pe ăsta. Ia-l, mă. Și pluta o las pe gheață, să vezi șmecherie. Că nu vede nimic ăsta. Fii atent în fază. Când scade, mă las-o mai lângă gheață, cu ăla, numai antena în apă. Când scade pluta în apă, gata. Vezi, mă? Da, ia. Când scade pluta în apă, îi dai barbă. Gata. Viermele e suspendat. Ia, a tras. A tras pluta, vezi? Dar acum știi care e șmecherea șmecherilor? Că prostul când dă în ea și dă să fugă, ăla e ca un elastic. Să nădește singur. Ca să înțelegi mata. El dă cu botul și când o scuipă, el începe să se anime singur, că nu mai e ca plumbul să ține pe loc, știi? Zgârciul ăsta de la asta, el dă și vine și... E ca și cum mai trage, nu o să mai tragi mata, se face ea așa, ca un elastic. Pleacă toți? De că umplu cazanii. Eu pe seara veneam ăla, știi, ia să vin, la Big Ban. Uite cum îi dăm cu... Doar cu viermele, așa. Acum, el nu vede nimic decât viermele ăla. Și pluta îi lasă frumos cu alea, așa. Ia. Și viermele coboară natural, ai înțeles? El acum când se zbate singur, că dă în el și ăla se enervează. Și la un moment dat trebuie să le ia. Dacă ești de aștept,
mai dai și cu 2-3 geni. Mai dai de 1-2 geni pe apă. Înțelegi, mă? Da. Dai de 1-2 geni. Lași până așa, nu se leacă, leași până așa. Și acum mai ridic eu natural. Și o las pasta natural aici. Nu mai vede nimic. Pac. Și pac. Ia-l. Și pac. Ia-l după mine că nu mor. Asta e mai gras. Ala e mai gras. Auzi de frigări. Auzi de frigări. Dar vreți să filmăm și noi ceva. Că scosese marfa de acolo. Nu te uita după vrabia, după gabia, acolo care l-ai în mână. Vrabia după gar și la de mână cer. Dai vrabia de mână pe după gar. Și păcioarea după gar noi. Vrabia nu cioara. Bă, dar nu... Nu răspunde nici la stilul ăsta. Ai vrabia în mână, eu pe aia lasă pe după gar. Nu răspunde la stilul ăsta. O fi mâncați, mă, necine, știu? Urmă, urmă, ta, va avea preferințe la doi? Nu-și riscă viața la unu? Ia că a plecat cu ea. Unde te duci, mă, șarpe? Ia. Ia, mă, să vedem. Ștuca nu-ți geni, mică. Ștuca nu-ți geni, mică, deocamdată. Și uite ce se duc, dilei. Ce se duc dilei acolo. E. Nu are treabă, nu e el acolo. Nu e el acolo. Dacă tu la soare nu mai se muscă. Dacă l-ai spart. Nu mă să-ți trag eu pluta, să nu mai ai tu la ce stricți. S-a întors, e de flec. Ai văzut pe harepuța noastră? Ce-a mai făcut? Calificată. Pe cu cine am jucat? Așa, niște necanime de-aștia pe locul 90-165. Ăstea, locul de-asta așa, periferice. Dar banul iese. Iese? Compara așa după Eurosport cu Djokovic, cu cred că Djokovic de-a femenii. E de parte, mă. Djokovic ăla e mare, mă. Ăla e as. Ăla e șeful lor. Da, bate-l-ai. Djokovic, păi cel mai tare. Le-a bătut și pe acolo. Federer a fost iar. Da. Dar Federer nu mai e așa, mă? Joc, joc. Mă ajunge să-i gine. Mai era și el altul, mai e unul, cum zice. Ăla de trage pantaloni mereu din chiloți. A, ăla Nadal, ăla am trebuit să schimbă pe la put, pe la pulă, pe la nas, pe la nas, pe la gură. Așa ceva n-am văzut, bă, căsă. Vă-ți văzut dacă e miroasă sau nu știu dacă se-a ducat pe ăla. Așa ceva n-am văzut. Și mai e nebun aia de la femenin. Asta de șarapă, spiară, bă, frate, zici că este... Cum era nebun aia la Skanderberg. Ai văzut? Da. Sipă, măi, frate, deci când îmi fige dreapă, vezi că îi bagă o sură de-aia, suriță, nu sură. De mă, ăsta era cu ea în gură, băi. De când era, stăm cu ea în gură, mă, deci. Sipă, bă, mă, frate, ascultă, deci că nu știu ce de da, bă, neași. Fel și fel de fenomene, băi. Al naturii. Cu se exprimă spiritul. Spiritul, bă.
Când intră în oameni. Depinde de ce spirite sunt conduse, înțelegi? De extraterestre. Femeile astea. Bă, da, pe Silvina, Iisus zici că este bolovan. A început să miște ca un bolovan, așa numai. S-a săturat de bani, trage pe nas, într-o zirea beată. A? Haioasă de tot. Parcă rău. Zice ăștia. Da, dar numai e lent acum, că e și grasă, mă, știi. Nu mă, greutatea te încurcă numai. Sirina e încărcere numai. A fost așa, pe când a jucat bine, bine ea. Era mai slabă. Nu, dar când era ea în forma cu 5-6 ani, îi se bătea cu bărbați la vârf, îți spunea că juca cu ei. Da, da, vezi, avea și viteza, și întoarcerile alea. Avea tot ce te lua. Acum nu mai gata. E încădere. Avea viteza de reacție. Tion! Ai zis? Cum zic ăștia la mașină. Bă, dar nu e un zvâc. Avea aia zvâcul, da. Dar n-ai văzut și pe mimoza. Acum s-a mai... Pe mimoza de Șarapova. S-a mai dezvoltat, mă, și aia. S-a accidentat, s-a... Ce vârstă are asta? La umă, nu știu. Bă, să era cu ea în gură, n-am văzut așa. Pleacă fiind de tot. Da. E altă specie, bă. S-a dat la fund și acum... Ai auzit ce specie? E altă specie, albastră. O altă specie albastră. Ia, bagă-mi viață. Hamă că merge, bagă acolo. Și să meargă mai la genunchi. Bagă-i mai la genunchi, bă. Să te vadă nepoții, strănepoții. Și să vadă, bă, că te filmezi cu tot. Stai că eu sunt tot pe stilul ăla. Stil vechi. Stilul vechi cu plumbul lângă plut. Distanța o jumătate, metru până la cărlin. Să stea natural pe acolo. Dar el o apucă în gură, dar pleacă fin cu ea. E numai sânța. Pentru că dacă mișcă firul acolo și fugi la terat, tu mai vezi mila pe tot, de-aia lei. Înțelegi, având plumbul... Trage și plumbul, trage și pluta. Sigur. Dar așa trebuie să o întindă mult și eu nu văd. Sigur. Aduce cu ea... O jumătate de metru... La terat și nu vezi nimic. Da. E mai nasol stilul ăsta. Bă, și n-am eu muștile la mine când mă jucam și cu ăștia. Păcăream cu el. Ia, oricum trebuie să iau mai mișto alea. E mai mișto alea, ca să vadă dili. Și e bine că după ce o ridici prea mult, după aia când coboară, scoboară el natural, înțelegi? Bă, dar ce apă frumos la vâlcele, bă, și nimic, bă. Ai văzut? Aia, da. Am mai rezistat, mă, peștele acum. Că peștele se grupează pe undeva și acolo îl atac. Ai înțeles? Trebuie să dau plumbul mă înapoi jos. De bandiță să las pe la față, să vrea mare. Noi îi căutăm pe jos. Uite aici, strigă mare. E? Fiind ajuns, nu se joacă cum ăla este. Uite ce e. Da, păi, dacă la mine veni la plut. Uite că vine. Ia să bag și-o pe la mata pe aici. Uite, vezi, mă? Uite. Bag și-o pe la mata pe aici. Uite ce mai trebuie, vezi, mă? Uh-huh. Lasă, uite așa cu asta să filmă, dacă au fugit să cum să repede la asta. A, băi, am văzut. Vezi, uite. Vezi, mă? Mhm. Uh-huh. Vezi, uite cum se joacă. Ia uite ce, sunt vreo 10.
Eu ce trăgea ăsta, eu mă uitam pe să fac zoom-ul și ăsta trăgea de-a punctă. Uite mai ce l-ai mie, mă, că mă joc cu el. Vezi că am să-mi duci. Da, e. Vezi că îi vede că e în regulă. Vede că e în regulă. Mă, orice ai mai zice, până ligheanul ăsta a mai rămas pește. Dar e singura locație unde am mai văzut și noi pescari. La Budeasa și pe Ligian. Păi mai ai văzut mai atapă undeva? Pescari? Pe Vâlcele vreun pescar? Bă, mă doare mijlocul. Auzi, ai văzut pe Vâlcele vreun pescar? Și pe plută și pun ți-e femeia la plută. Ți-e femeia la plută. Stai mă să... Nu știu că nu mai răspundește. Ți-e femeia la plută. Da. Faci că nu-i bumbură. Faci că nu-i bumbură și la plută. Și bași viermile. Te sumă pe un moment cu ceva? E, da? Am văzut un pește, că m-am dus cu soacră mea. Auzi, am fost cu soacră mea la ala și la control, înțeleg? Și avea un televizor sus la ala. Și era un pește în mare acolo, care el stătea pitit jos în pietre, ai înțeleg? Și în sus avea ca un băț. Și flutura ca un steguleț mic de tot. Da, mă, știu, da. Ca o mumelă. Era clic, 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 clic. Și ăla se ducea să vadă ce futură acolo, să mânge și să fie genul. Era ca un fel de zierme, așa, în gură, la limba acolo. Da. Și era cu gura deschisă și intră acolo să ia zierme ăla și toată la felicime. Mai e proască aia care face. Poate era proască mai. Că aia are așa ceva. Nu, el ăsta era pește. Pește și ridica oaia în sus. Tigi, 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 tigi. Te uiți ce umblă lumea pe gheață. Nu mai vrea, mă. Bă, de asta nu e pește. Nu e pește și pește. Aud? Vreau să fac o jumecherie, să-l las mult mai jos. Chiar spre fund, să vedem dacă intră babușcă. Las mai jos, să vedem ce. Trebuie să fie ceva și pe acolo. Sunt în jos acum, gata, în fondul bolții. Terminat cu ăștia cu joc. Acum stai o jumătate de oră. Când mai e nici acum. Nu stai. Nu mai e nimic. Dar nu să știi. Gabriel face niște jmecherii. Când mai are 20 de minute de înregistrare. Am zis și bag o leacă de nadă. Bag o leacă de nadă, să vezi, mată. Jmecherie de jmecherie. Până un nadă ruș. Uite, vă vine din cer ceva. Unde ești? Păi, baci în fața ta, că nu-i tot pe acolo. Lasă-mă așa, mașina. Vedem dacă are efect. Nada. Dacă are efect, nada. Ăștia au făcut treabă, taică-sa lui Tibi și cu taică-sa cu nada asta. Dar n-a luat bima la mort. Dădea la vârf așa și cu viermișor. Și arunca nada asta.
Suntem cu echipă. Capabudele. Ce reza, ha? Vreau să o dau și mai adânc. Vedem pe unde-i fundul. Facem testări. Că nu facem noi testări, ce-mi să fac? Oricum, babușca o luam jos, să știi. Și când dădeam acolo la Pavelescu, o luam cu larvă jos de tot, cu adâncime. Da. Nu-i băbușca. Apa la baraje, că o mai găsai întreabe, mai să că era apa adâncă. E pe fund, pe purul bânță. Zic ăștia la pur fund, atunci de ce mă fund, e pe purul bânță, de pe purul bânță. E, da? E cu pară purul cu fundul. Da. Bă, pe fundul e fund și pur e pur. Rahatul e rahat și căcatul e căcatul. E, da? Ce e rahat? Imagini pe zona, mă, la e bun, dacă am fi de rahat, am fi ai drept, ne-ar mânca toți, ne-ar lua toți. E, da. Și suntem de căcat de rahat. Vorbim, vorbim de... Mai modernă, ha? Da. Fund de bute. Vorbește mai modernă. Da. Dar bute ce face? O să mai luptăm? Zice, zice fund de bute și fund de femeie. Păi atunci zi, de zi, cur de bute, și fundă femeie. Nu? Da. E invers. Dar să văd cum e pus și cum e fund. Vorba lui ăsta zi. Băi, era, când era mai mic. Ține mă aici. La Ihale? Era ăsta, profesorul ăsta. Înțeleg cum îi zice, mă. Era emisiunea la Sara, la o fără 5. Noapte bună, copii. Aha. La 5 minute. Dar spuneam cu și mai. Cum să vorbim. Înțeleg cum îi zice, mă. Ce adică cu ce și mult? Zic, a întrebat-o o studentă, a întrebat-o ce dume, dar ce nu-i zice, zice și la, de ce nu-i zice la inimă și ciocan? Că bate la cred ca un ciocan, ca un ciocanel de la ceasă. Nu se poate că atunci ce s-ar întâmpla ce cu cântecul Dan Spătaru, zice. Nu o să zică inima mea e a ta, zice ciocanul meu e al tău, sau inima mea bate numai pentru tine, zice ciocanul meu bate numai pentru tine. Așa că... Eu merg cu varianta lui Shakespeare. Ce zice ăla? Că nu mi-e rușită nimic de ceea ce este omenesc atunci. Păi zi bă, la obiect, cum îi zice. Hai da. Păi scrie vezi pe internet. Vezi un gagică, zicea, uite bă ce fund are. Dar mai merge, uite bă ce cur are. Păi și pe internet, dacă... Băi, iau. Dacă scrii pe internet căutare... Așa. Zice căutare. Știi ce scrie acolo? A. Pis de goale. Așa scrie, pe căutare pe internet, pe Google. De ce scrie și nu scrie păsărici gol? Așa scrie pe internet. N-a văzut nimeni până acum așa ceva? Că și pe Google-ul lui Vanghelie. Că scrie așa? Pe Google, pe Google-ul lui Vanghelie. Zice, ce vrei să cauți? Ai văzut, bă, țiganul ce curaj la el, mâncați astfel. Vrei să cauți mașini, mașini, vrei să cauți? Când ai intrat în un partid, în PSD, era dracu, o jabră de om. Nu de-ai muncii pe el. Ciortitor, lipitor, da, fișe. Ai văzut acum ce mare talent să... Da. A mai învățat engleza când fusese în America. Eu... Cu stoardeza în avion. Îi fac pe ăștia cu facultate. How do you do? Hă? How do you do? Eu am fost vagabond în stradă, volan, cum zice. Păi dar ăia așa zicea de la realitate. Îi fac pe ăștia cu facultate. Zice, măcar de Vanghelie știm că a fost vagabond și nu ne așteptăm să vorbească ca un parlamentar și ca unul cu 7 facultăți. Dar le zice adevărat, adevăr. Zic că e gura păcătosului, adevăr grește. Da. Și la ăștia ne așteptăm.
Mai băgase niște replici așa. A să arătăm tălăul și mormolocul sau... Prostănac. Prostănacul este Ioana. Și arăta mereu pe Prostănac când a fost atunci cu... Vă zici că e Stan și Bram ăștia. Cu Băse, mă. Pă bune, dacă nu e... E copia lui Stan și Bram ăștia. În Sanusa la 12 noapte, când a fost președinte pentru o noapte. Mihaela, dragostea mea. Ce să pupa el cu toți pe acolo și cu ăsta Antonescu. Zic ce strângea pe Antonescu. E dacă mergea... Ai văzut la Falconetti și la ăștia? Când intri în familia mafiei... Bă, dar Dragnea se uita așa, Dragnea se uita la el, că bă, bătă, ce mare sătea. Ce-a ajuns ăsta? Numai ăsta vrea să fie. Păi Dragnea e ofticat, mă. Ce s-a ridicat așa din cerușă. Dragnea vrea să fie el mare. Păi vrea, dar are mai mult har ăsta. Cine? Vanghile. Dacă... Vanghile, că e mai popular așa, de că e mai pământean. Ce? Îl iubește lumea ce? Omul e direct. Hai, ce a zis? Stai o leacă Ponta, că încă nici nu m-am început să mă loc cu tine. Să-i mă să se leagă praful, trebuie să se bată, să o moare, să... Ponta, nu mă cunoști, mai subestimă. Nu rămâne doar unul, mă, și la când o rămâne ăla care rămâne, să vie la mine, că-și plăce. Auzi, că Ponta mai subestimă pe mine. Zoba a făcut. Dai seama ce luptă și gâlceau pe ei? Degeaba se roace, nu ne vinde în țara, ci o dăm degeaba, domn, cu un leu. Dar cui? Nouă. Aia nu mai spunea cui. Da. Nu, e ca să fure ei, știi? Da, să fure ei. Formă s-o vândă la altă parte. Vinde în țara. Cui? Așa, unde mă s-a făcut? Au vândut tot, bă, tot, bă. Bă, să spui tu ca a ta securitate și să vină rușii și să-ți ai întreprindere până la temelie, mă, să se le taie, să le surte. Care erau profit, păi da, bă, da. Profit, se aduce în sapă de lemn și ți-e unde era, mă, securitatea, siguranța națională. Siguranța? Bă, că îi plătim, îi scoatem la pensie, vorba la 47 de ani. 47. Când a furat, au luat rușii toate întreprinderile? Când au luat rușii toate întreprinderile? Păi, bă, Neagi, nu se face, mă, fără nimic, fără intervenția ăstora din țară. Ca să facă aia ce au făcut la noi în țară, mai într-o țară de proști. De handicapază, de bil, mintear putea să facă. Numai într-o, să fie ăștia, mă, știu, numai într-o țară care s-a vândut țara. Sigur, a fost... Mă, cu ei. Trădători. Exact, într-o țară de trădători care a vândut-o. Cum zicea așa, țara asta e plină numai de curve, trădători, hoți... Și e scrâci. Țigani și proști. Și e scrâci. Oameni sănătoși la cap a rămas nici 5%. Păi oameni sănătoși 4 milioane s-au plecat alte țări. Da. Să-și facă treburile oamenii. Da, sunt și pe aia, că sunt ciordi, mai cioorditori și... E, mai auzi și pe acolo, partea pe de-aia. Partea femenină numai curve. Asta e omenirea, bă, Nea Gigi, creația, toate, ce vrei? Curve și la bărbați, ia să-i dăm și lui ăștia, mă. Bă, Nea Gigi, asta e creația Domnului, mă, ceori. Dumnezeu nu vede și el. Creația lui. Ispitită și intrată numai în curse. E un fel de bulci aici, mă. Știi ce e la bulci? Exact cum să fie de sar la tine când bagi ăștia bibani ăștia cu mațe, cu căcat, cu tot. Da, o harcea parte. Nu mai știe nici stomacul un fel de halmeș ce bani. Să ia, nici inima ce să prelucreze. Păcălești stomacul, păcălești stomacul cu mult, păcălești cu guma de amestecat. Și mănânc la gumă. Dar el sărea, auzi, mănânci la gumă, dai în gol, îl păcărești, e iluzie. Da. Dar el secretă. Da. Căci, mamă, ăsta prostul am mâncat, că îl simt eu după. Da. Înțelegi? Cea mai mare prostie cum a domestecat. Cea mai mare prostie. Ia uite, am dat de aia mare. Cai, bă, frate. Deci, da, acum a domestecat, cea mai mare porcăre. Da. Păi de-aia e pe ce să ai bani. Băi, vei să ne spargă de-aia cu mașina, să-mi ia alea, că... Lasă, vrei să mai spargă și ăștia? Spargeți voi, frate, bă. Lasă-mă să mai spargă, să mai meargă, să mă circuitul natural. Mai vândă și uzina Dacia așa.